Sper ca dialogul de azi să fie neconvențional, plin de sinceritate, adevăr și să răspundă multor întrebări. Părintele Emilian spune că suferințele trupului și ale sufletului își pot găsi vindecare cu ajutorul cuvintelor sacre. Că rugăciunea poate vindeca boli, poate reda starea de bine. Și părintele Arsenie Boca vorbea despre puterea cuvintelor, despre faptul că acestea ar fi ființe vii. Este specialist în sacroterapie și psihologie comparată și invitat în ediția noastră de astăzi. Părintele Emilian ne va explica care sunt beneficiile acestei științe. Doamne ajută, părinte, și bine ați venit! Doamne ajută să fiți binecuvântați, vă mulțumesc că m-ați invitat în emisiunea dumneavoastră. Părinte, m-ați făcut curioasă. Ce e sacroterapia? Da, sacroterapia este un concept, zic, nou pentru mulți dintre telespectatori și de altfel și pentru credincioși. Este, de fapt, medicina sufletului. Așa cum trupul are nevoie de medicina alopată sau naturistă, sau sunt mai multe, sigur, feluri de medicină, așa și sufletul are nevoie de medicina lui. Medicina sufletului, de altfel tradusă în cuvântul sacroterapie, este spitalul care vindecă sufletele ce au fost rănite afară. Se știe, când vin ca o completare la ceea ce spuneați, când sufletul nostru este trist, întreaga ființă a noastră suferă. De aceea, oamenii care ne urmăresc la această oră ar trebui să știe că înainte de a-și trata orice suferință a trupului, trebuie să-și vindece sufletul. În momentul în care ți-ai vindecat sufletul, peste 50% din problemele pe care le ai deja sunt rezolvate. Acestea vin din anumite trăiri, au legătură cu emoția, pentru că, poate știți sau nu știți, noi suntem 70% apă. Apa este în celule, celulele sunt ființe vii. Apropo de ce spunea și părintele Arsenie, că de altfel cuvintele sunt ființe vii, cuvintele de fapt sunt memorate de celule care transferă mesajul pe care eu l-am comunicat în univers în realitate. Dacă de aici zilnic... atenția noastră sporită vis-a-vis de ce cuvinte folosim. Exact. Sau auzim. Exact, sau auzim, sau le folosim, sau le rostim. Ca să termin ceea ce doream să vă spun, 20% este ceea ce mâncăm, pentru că mulți ne otrăvim zilnic prin ceea ce ingerăm, prin mesele pe care le organizăm sau ni le propunem să le avem. De multe ori nu avem timp să mâncăm și mâncăm haotic și atunci toate aceste alimente, din păcate, în loc să devină binecuvântare, devin o travă. Și și aici, iată, sacroterapia ne învață că orice om care se pune la masă, este important să se închine sau să binecuvinteze produsele, să mulțumească lui Dumnezeu și atunci ele schimbă gustul. Acest lucru puteți testa și dacă ați mers vreodată la o mănăstire și ați gustat din produsele mănăstirești care le-au făcut maicile sau călugării, veți vedea că ciorba, prăjiturile au un alt gust decât cele pe care noi le preparăm acasă. De ce? Pentru că au binecuvântare. Iar 10% sunt emoțiile. Ei, aici aș vrea să fac câteva precizări. Emoțiile, ne spunea Jean Crusoe, sunt cele care ne conduc, rațiunea este cea care ne formează. Dar emoțiile sunt cele care ne conduc. Să nu uităm că emoțiile ne pot ridica, ne dau vibrație înaltă sau ne pot coborâi. Sunt oameni perfect sănătoși, dar foarte bolnavi, pentru că sufletul este hrănit de emoția pe care tu reușești să-i o dai în fiecare zi prin actele, prin gesturile și în modul tău de a te ști comporta și de a interacționa cu cei din jur. Ne-ați putea da un exemplu mai concret cu privire la aceste emoții care, iată, ne îmbolnăvesc, deși noi suntem aparent niște oameni sănătoși? Emoțiile au legătură cu vibrația. Aș vrea să fac câteva precizări. Vibrația este măsurată pe frecvențe, exact cum ascultăm un post de radio care, știu, cântă muzică populară sau ascultăm un post de radio religios, nu doresc să dau nume. Cel care prezintă sau îți difuzează muzica populară îți transmite cheful de a dansa sau de a reproduce ceea ce interpretul cântă la acel moment. Celălalt post îți transmite ideea de rugăciune, când îți faci cruce sau când
cântă preotul sau spune ceva, automat te duce cu gândul la... Îți creează o oarecare stare. Oarecare stare. Deci, acestea sunt frecvențele. Frecvențele noastre se măsoară de la 20 la 600. Ceea ce trebuie să înțeleagă telespectatorii și publicul dumneavoastră, de la 20 la 200 sunt următoarele categorii de oameni, care de fapt reprezintă 70% din populația globului. Apaticii, furioșii, orgolioșii, cei care sunt consternați de frică și sunt tot timpul, mi-e frică să nu pățesc ceva, să nu mă îmbolnăvesc. Să nu uităm că am trecut printr-o perioadă destul de dificilă cu un virus și s-a dovedit științific că toți cei care s-au temut de virus l-au făcut primul. Adică s-au protejat, s-au spălat și primii au reluat acest virus. De ce? Pentru că frica este cel mai mare dușman al omului, care de fapt ce face? Îți blochează sistemul imunitar și capacitatea ta de a evolua. De aceea oamenii care sunt apatici, trăiesc în frică, orgoliu, mândrie, eu, păi cine ești, eu nu te iert, nu pot, cei care blestemă foarte mult, care înjură și în mod special cei care bârfesc. Acestea sunt categoriile care formează acest nucleu de personaje, să zic, ale universului, măsurate pe frecvențele respective și care sunt într-un continuu conflict cu universul, dar și cu propria persoană. Unul la mână. Hai să dăm un exemplu. Câți tineri frumoși, tinere frumoase, nu sunt mulțumite de modul cum arată. Și zic, nu, nu îmi place, nu, vreau să-mi pun, nu știu, să-mi fac modificări la față. Sau intervin în creația lui Dumnezeu, dacă Dumnezeu te-a creat așa, te-a creat cu un scop. Nu interveni în actul de creație pentru că nu ți aparține. Dar trecând și peste acest aspect, pe care poate unii îl pot comenta sau nu pot fi de acord, revin la ceea ce creezi zilnic prin ceea ce comunici. Dacă zilnic folosești cuvinte grele, să știți că am văzut oameni care au tic verbal, că la a doua exprimare folosesc cuvântul celui necurat. Firai, firal, sau jurăminte, sau înjurături. Cei care conduc autoturisme îl înjură pe cel din față, care a pus frână sau poate n-a semnalizat că a luat-o stânga la dreapta. Prin faptul că l-a înjurat pe acela, cel care conduce mașina poate fi brutarul care ți-a pregătit pâinea pe care tu o cumperi și o mănânci. Cel care poate ți-a căiat calea, poate fi medicul care, de care tu vei avea nevoie mâine să-ți operezi copilul. Nu poți să știi cine e la volan. Și care a fost motivul? Pentru că oamenii de multe ori, vedeți, consternați de teamă, de gânduri. Gândurile sunt cele care sunt împărțite pe frecvențele de care vorbeam. În momentul acela, omul nu mai este în echilibru. Și atunci, dacă tu ai înjurat, dacă ai început să judeci, să bârfești, să comentezi cine este președinte sau de ce a făcut sau ce a făcut sau ce n-a făcut, teoretic îi preiei, ca să nu folosesc cuvântul acesta, că nu prea este dorit în biserică, karma. Ce înseamnă? Îi preiau și problemele lui legate de neam și mi le încarc mie. Și în loc să scap de ele, devine o povară și mai mare. O povară și mai mare. De ce? Pentru că tot aici, în această frecvență, oamenii care sunt de la 20 la 200, apaticii, repet, pentru cei care poate au pornit mai târziu televizorul, furioșii, cei care bârfesc, cei care înjură, sunt blocați în sentimente negative. Ce este interesant, că acești oameni ar dori să cunoască persoane pe frecvențe înalte, care le pot oferi iubire, le pot oferi respect. Și aceștia sunt la 400. Deci imaginați-vă că de la 200 la 400 este un interval destul de mare. Teoretic, cei de la 200 sunt elicopterul care zboară deasupra liniilor de înaltă tensiune, iar cei de la 400 sunt avionul care zboară deasupra norilor. Trăiesc în aceeași dimensiune, dar nu se întâlnesc niciodată. De aceea zic, păi ce am, părinte? Sunt o femeie frumoasă, am 30 de ani, am 35 de ani, alte femei. De ce nu-mi găsesc perechea sufletului sau invers? Bărbații, ce am eu? Și pur și simplu, nu pot găsi femeia care mi-o doresc să fie cu minte, casnică, nu știu, poate fiecare, sau să fie gospodină. Eu știu ce fiecare are tiparul de femeie, nu neapărat, că nu sunt de acord să stea femeile la cratiță. Adică nu sunt chiar de modă veche. O femeie trebuie să fie, în primul rând, iubită de soț și să fie susținută să evolueze. Asta înseamnă iubire, nu să o limitezi.
Și nu te întâlnești cu acești oameni. De ce? Pentru că, repet, nu ești pe aceeași lungime de undă. De aceea niciodată oamenii care sunt spirituali nu vor putea sta la un loc cu cei care înjură zilnic. De ce? Pentru că informația pe care o transmis prin cuvânt este memorată unde? În ADN. Iar Dumnezeu este în ADN-ul nostru. Ceea ce poate nu știți, acolo este Dumnezeu. Iar ADN-ul este hrănit cu ceea ce spui zilnic. Dacă zilnic te plângi, mi-e greu, n-am bani, sunt blocat, celulele noastre vor memora mesajul pe care îl transmiți și mâine îți va fi și mai greu. Îți va fi și mai rău. De ce te plângi câtă vreme tu, spre deosebire de cel care stă într-un crucior cu rotile, de cel care poate stă întins pe pat și ar vrea să facă ceva și nu poate, tu ești beneficiarul unor daruri pe care alții nu le au. Și atunci câtă vreme tu nu ai acest element de recunoștință, să-i mulțumești Dumnezeu pentru tot ce ți-a dat. Și dacă ți-a dat rău, să știți că suferința este cel mai bun profesor. Câtă vreme tu nu reușești să fii de altfel recunoscător, nici universul nu te va ajuta. De aceea există aceste diferențe. Ați văzut vreodată oameni care în suferință fiind să vină să mulțumească la biserică? N-am văzut niciodată. Ați văzut vreodată oameni care datorită lor au ajuns la pușcărie, au fost distruși și să vină la biserică să dea acatiste de sănătate pentru dușmanii lor? Niciodată. Dacă acest lucru l-ar face, le-ar lua puterea dușmanilor. Asta este secretul pe care ar trebui să-l țină minte cei care mă urmăresc. Fraților, dați acatiste pentru dușmani. Rugați-vă pentru ei să le fie bine. Eu am o pastilă, cum se numește, un dicton. Întoarce, Doamne, la bunătate și rugăciune pentru toți vrăjmașii. Nu, eu am unul mai frumos, mai laic așa. Să ne trăiască dușmanii, să ne poată vedea fericiți. Este atât de frumos. Nu le-am dorit rău. Să trăiască, să mă vadă cât de fericit sunt. De ce? Pentru că m-am ridicat prin suferința pe care mi-o propus-o și se spune de altfel că cei mai mari oameni de succes sunt aceia care reușesc să se ridice și să construiască din cărămizile care au fost aruncate în ei. Deci acest lucru, din păcate, nu îl pot face mulți. Asta este, de fapt, portița care te poate scoate din starea de blocaj. Joasă frecvență să urci pe o treaptă superioară, să ierți pe toți care ți-au greșit. Părinte, ați folosit un termen și anume karma, un termen mai puțin uzitat de cei care fac parte din biserică. Așa. Vreau să ne spuneți ce înseamnă karma și dacă aceasta poate fi într-un dialog cu sufletul nostru. Acum, sigur, n-aș vrea să intru în conflict cu confrații mei preoți și să știți că biserica este împotriva acestui cuvânt, pentru că, din păcate, psihologii, terapeuții au încercat să folosească karma sub un alt aspect sau să o definească ca fiind altceva decât ceea ce este. Karma, de fapt, înseamnă moștenire genetică pe care tu o ai din neam. Dacă părinții tăi au fost bețivi, dacă părinții tăi au făcut mult rău, au nenorocit familii și nu s-au căit în timpul vieții, tu ești moștenitorul acestei karme. Și ceea ce trebuie să știți, și foarte important, și poate acest lucru ar trebui să știe tinerii, noi condamnăm ca preoți, ca să nu folosesc numele bisericii, eu sunt preot ortodox, dar noi întotdeauna comentăm și condamnăm tinerii, de asta nu vin tinerii la biserică, că îi criticăm. Să nu facă sex, să nu... Dom'le, explică-le de ce nu-i bine să facă acest lucru. Ați atins un punct foarte important. Biserica ne spune că în posturile de peste an e bine ca, într-o relație de cuplu, echilibrată de altfel, o relație stabilă, partenerii să se înfrâneze de la acest contact. Sunt de acord, o să vă explic și o să vă răspund aceste întrebări, dar vreau să spun ce se întâmplă cu tinerii care își schimbă partenerii foarte des, sau tinerele, și care, iată, au 5-10 parteneri și s-au blocat, nu se mai pot căsători. Pentru că la fiecare contact intim se face schimb de ADN, se face schimb de informații și tu teoretic ai preluat karma, ca să folosesc cuvântul despre care ai preluat moștenirea genetică a acelui individ, te-ai încărcat cu ea și câtă vreme nu vei curăța, nu vei putea să te lipești de un om de frecvență înaltă, care să nu fie bețiv, să fie un om de casă, să fie un soț iubitor. N-ai cum, pentru că el este la alt etaj. N-ai cum să ajungi la el.
pentru că Universul în așa fel aranjează lucrurile prin lucrarea lui Dumnezeu, încât cei care sunt de frecvență joasă să nu se întâlnească cu cei de frecvență înaltă câtă vreme nu-și fac curățarea genetică. Ori curățarea genetică înseamnă dezlegări de care vorbește Sfânta Biserică, dezlegările de blesteme, de păcate, de farmece. Înseamnă curățarea, de exemplu, și dezlegarea de jurăminte. Sunt mulți oameni care s-au divorțat. Pe acești oameni cândva și-au jurat înaintea lui Dumnezeu că vor păstra legătura căsniciei până când moartea îi va despărți. Întrebarea este, i-a dezlegat cineva jurământul? Nu. Câte vreme nu ți-ai dezlegat jurământul, ești legat de sufletul celui cu care tu te-ai jurat înaintea lui Dumnezeu că îl vei însoți până când moartea îl va face. Deci, aceste legături sunt încălcite, se formează acest nod energetic negativ care te ține blocat. Asta este, de fapt, explicația științifică care este susținută de ceea ce spune religia. Religia vine și spune, există dezlegări. Păi dacă n-ar fi farmece, n-ar fi blesteme, n-ar fi blocajele acestea, ar fi dezlegările respective? Nu. Deci ele au fost gândite, sigur, explicate într-un alt fel de biserică, sub alți termeni religioși, și eu încerc să le explic ca lumea să ne înțeleagă, dar cu privire la ideea de păcat, păcatul cel mai mare este ceea ce scoți prin gură, nu ceea ce bagi în gură. Apropo de post, eu sunt un preot care îndemn oamenii la post, dar nu la habotnicie. Iertați-mă, nu sunt de acord cu habotnicii care îți dau canoane pe care nu le poți duce și oamenii, după ce au săraci apăsările lor, ajung la un moment dat să vină să plângă, părinte, nu mi-am putut respecta canonul. Păi aveam 10 acatiste, 50 de metani, nu știu, de un om împovorat. Păi nu-l mai împovorezi. Iisus Hristos este iubire. Păi când iubești pe cineva, nu-i mai pui în spate. Iei greutatea din spate. Adică trebuie să devii un Simon din Cirene care preiei problemele. Cu privire la ceea ce mă întrebați, actul intim în post. Da, nu este recomandat. De ce? Pentru că trebuie să existe o penitență și de pentru suflet. Adică dacă eu am piciorul rupt, mâine pot să ies pe stradă să conduc? Am nevoie de câteva luni să-mi vindec rana pe care eu mi-am făcut-o din atenție sau, nu știu, am avut un accident. Sufletul tău oare n-are nevoie de vindecare? Cum îl vindeci? Trecând de la una la alta, nu se pot îmbina cele două luni. Dacă ți-ai ales să fii spiritual și să schimbi frecvența, și atenție, o chestie foarte importantă care nu s-a mai discutat nicăieri și vreau să, mai ales că este în premieră la dumneavoastră și sunt invitat aici, cred că această emisiune va stăni multe comentarii, dar și interes. Sunteți, fraților, mulți credincioși care aveți două nume. Ion, Maria, Vasile, Gheorghe, treceți-vă un singur nume, aveți două vieți. Dacă ai văzut că pe frecvența numelui de Ioan ai avut numai eșecuri sau Ioana, folosește celălalt. De azi înainte spune, vreau să-mi spune Simona. Pentru că încep o altă viață cu un alt nom, cu altă frecvență, cu un alt. Și să știți că acest lucru a funcționat. Este extraordinar și oamenii mă sună și spun, părinte, chiar funcționează. De ce? Vibrația numelui respectiv a fost pe frecvența minții și gândirii tale din acea perioadă care te-a dus la unde? La limitare, la plafonare. Nu mai scrie 5 nume, că știe Dumnezeu că vorbesc de Ion sau de Ioana care ești tu. Scrieți unul singur, Ioana se roagă pentru, nu Ioana, Maria se roagă. Păi cu cine vorbesc, cu Ioana sau cu Maria? E foarte interesantă această explicație pe care eu am studiat-o prin sacroterapie și am încercat să explic pentru că fiecare nume are o frecvență și o vibrație. Dacă e să o luăm și pe partea științifică, nu? Că acum, iarăși o chestie apropo de numerologie, de științele paralele care vin să completeze oarecum științele sacre sau exacte, fiecare nume are o frecvență și o vibrație. Să știți, este important dacă avem un nume și l-am văzut că n-am reușit, hai să-l schimbăm. Să-l schimbăm, adică sunt aceeași persoană, dar mă cheamă și Simona și Ioana. De azi sunt Simona pentru toată lumea. Și veți vedea că lucrurile se schimbă. De ce? Pentru că tu de fapt te schimbi, pentru că intri într-o nouă identitate. A omului nou. Omul nou ce înseamnă? Omul care a renunțat la metehnea, la păcatele lui și a înțeles că e necesar postul. Chiar dacă e post și, în fine, plăcerile sunt mai mari decât, știți, apropo de rațiune și emoții. Și ispitele sunt și mari. Și ispite, pe atunci vin. Că știți cum e, dacă vorbim de forța nevăzută, că necuratul de care se amintește zilnic,
Păi în momentul în care îți propui să devii un om drept, atunci vei fi cel mai încercat. Atunci se întâmplă cele mai multe evenimente în care ia încercați o chestiune. Propuneți-vă să postiți până la ora 3. Dom'le, te roade stomacul, nu poți, nici dacă vrei să ajungi la ora 3 să postești. Trebuie neapărat, ori să bei apă, ori să... Dar de câte ori n-ați ajuns la ora 3 într-o zi când erați foarte ocupat și n-ați mâncat? Deci, băi, ora 3 n-am mâncat nimic. Deci, vedeți, aici este, de fapt, virgula care face diferența, pentru că, să nu uităm un lucru, demonii au doctorat și... ce fac? Stăpânesc mintea. Aici, de aici se produce totul. Tot ce înseamnă schimbare în viața noastră în legătură cu ceea ce gândesc. Eu sunt oglinda a ceea ce gândesc. Iar ca să închidem subiectul cu iubirea, deci, fraților, dacă vreți să intrați pe zona de spiritualitate, să-mi curăți sufletul, să-mi curăți păcatele din ADN, faceți totuși un efort, că nu poți să mergi la sală la 130 de kg și trag de fiare o zi și de mâine vreau să fiu manechin. Păi ca să fac schimbarea, trebuie să depun un efort. Același lucru se produce și în zona spirituală, unde sufletul are nevoie de practica rugăciunii. Părinte, vorbeați de farmece. Sunt oameni pe care eu i-am întâlnit în viața mea, eu crescută fiind la țară, spre exemplu, am auzit prin bătrânele, eu știu, din sat, că mergeau la astfel de deslegări, că, sau doar vorba asta, poate cineva a făcut ceva. Dar sunt oameni care nu cred, susținând că dacă nu cred în aceste farmece, nici n-au cum să fie atinși de ele, ca să zic. Nu, astea sunt povești, că nu poți să fii atins. Povești nemuritoare. Eu am văzut oameni foarte puternici. Un blestem al unui om, mă iertați că vă întrerup, care neputincios, da, în frecvența lui, așa cum spuneți, are o frecvență joasă și poate unul îți aruncă, fie cu gândul, fie cu vorba, eu știu, niște cuvinte mai puțin bune. Ziceți că astea pot să ne atingă? Categoric, da. Cuvintele sunt chipul care se implantează în subconștient. Dacă eu acum vă spun că mâine veți păți ceva, vă asigur că veți rămâne cu teama sau cu gândul că, măi, a zis preotul ăsta ceva sau... Părinte, ziceți mai de bine. Nu, cine ca visiune. Idee, nu, repet, am dat doar un exemplu. Da. Sau vă spun că, uite, mâine, de exemplu, vi se întâmplă un lucru minunat. Toate aceste lucruri, toată informația și cuvântul se înregistrează în subconștient, este chipul. Atenție, orice informație negativă pe care oamenii o recepționează prin micul ecran va deveni o travă lor peste o lună, pentru că subconștientul le preia, le setează acolo și la un moment dat le scoate. În momentul în care omul a generat un gând negativ, automat informația negativă vine și o completează și îl transformă pe om. Credeți-mă, ajung oamenii să le fie frică sau ajung oamenii la această stare de anxietate și depresie. Păi, de părinte, ce? Înseamnă că n-ar trebui să ne mai uităm la televizor. Nu vedeți câtă avalanșă în a propaga tot felul de vești? Mai puțin pozitiv. Eu dau să vă dau un exemplu. Dacă am dat de mâncare la 1000 de oameni, nu ar interesa pe nimeni. Dacă aș da eu o palmă ca preot la cineva, ar fi breaking news. Toată lumea ar fi atentă la informația negativă. De ce? Pentru că, vedeți, din păcate, Duhul cel rău stăpânește lumea. Sunt prea puțini oamenii aceia puternici care nu se lasă influențați de informații negative. Nu mă interesează pe mine viața dumneavoastră sau viața celui care, nu știu, e comentat că e o persoană publică. Trebuie să mă intereseze pe mine ca să îmi fie bine, să mă ridic din starea în care sunt și să evoluez. Cu privire la farmece și blesteme, ele există și se leagă și de cel care nu crede. De ce? Pentru că cel care nu crede nu este pregătit să le facă față. Ca să nu se lege de tine, trebuie să fii protejat. Ca să nu se lege de tine, trebuie să fii în contact cu acea energie divină protectoare. Cum ne protejăm, părinte? Mergem la biserică, mergem la dezlegări? Există un canon ușor pe care să-l poată ține fiecare? Canonul pe care eu l-am dat fiecăruia este acela de a încerca să se spovedească și să se împărtășească. De a-și găsi un duhovnic cu care să rezonezi. Cum găsim un duhovnic? Se spune că e păcat, adică dacă te duci și te spovedești la un părinte... Tot acolo să mergi, să existe... Astea sunt niște tipologie păcat. Orice e păcat, e păcat și că vă privesc pe dumneavoastră. Dacă eu, în momentul în care privesc o femeie sau femeia mă privește pe mine și gândește altceva, e păcat. Haideți să nu încercăm să-i limităm pe oameni la această gândire medievală. Că totuși
biserica trebuie să înțeleagă că în momentul în care s-au făcut anumite canoane și erau anumite rânduieli, eu nu vorbesc în numele bisericii, vorbesc ca preot. Nu era Twitter, nu era Facebook, nu erau atâtea porcării. Noi trebuie să fim un pic open, deschiși și să-i atragem pe tineri cu o variantă nouă, același mesaj, dar explicat altfel. Dacă spun că e păcat, eu trebuie să-i explic de ce e păcat ca tânăra cu tânărul să facă sex. Mi-a spus, faci schimb de ADN. Dacă ai făcut schimb de ADN și ai preluat karma, el te va lăsa mâine. Sau ea te va părăsi și suferi. De ce suferi? Pentru că tu n-ai gândit. Vedeți, când există binecuvântarea căsătoriei, lucrurile se schimbă. De ce e păcat să... Îmi spuneați că e păcat să... Mă iertați că am uitat ideea. Cu schimbarea duhovnicului. Așa. Păi de ce? Dacă eu nu rezonez cu duhovnicul ăla și văd că după o săptămână, după o lună, după cinci, duhovnicul ăla până la urmă n-a reușit să mă scoată din starea de cădere. Nu, mă duc la alt medic. Părinte, cum ar trebui să fie o spovedanie? Cât ar trebui să dureze? Sau o veți spune în funcție de apăsarea și povara pe care o are fiecare? Spovedania trebuie să fie una sinceră. Acum, sincer, să nu devenim anchetatori. Primul lucru pe care eu îl întreb pe om, pentru că mulți oameni se jenează, sincer, nu mă interesează ora, minutul și ce ai făcut. Mă interesează dacă tu conștientizezi gravitatea păcatului și îl regreți. Că aici vorbim de liberul arbitru. Eu nu pot să te dezleg dacă tu nu conștientizezi și nu-mi dai liberul arbitru, nu-mi dai consimțământul că eu să te dezleg. Îți pare rău de păcatele tale? Știți că asta întreabă duhovnicul. Îți pare rău? Dacă tu spui nu, nu te poate ierta. Nu te poate dezlega. Exact ca și Iisus Hristos, când vindeca bolnavul, spunea, crezi tu că eu te pot vindeca? Ce a zis acela? Cred, Doamne, adică și-a dat consimțământul, ajută necredințe mele. Dacă nu și-ar fi dat consimțământul, ne întrebăm ce s-ar fi întâmplat. Ori, în situația spovedaniei, am o stimă deosebită față de duhovnicii care sunt minunați, care apropie pe oameni de Dumnezeu. Și sunt, să știți, România chiar are pepinieră de oameni foarte valoroși și le mulțumesc că au această grijă de credincioși. Dar totuși să fim ancorați un pic în realitatea în care trăim, pentru că vin tot felul de secte și culte apărute așa peste noapte și îi conving pe oameni că de fapt nu asta este calea. Este o altă cale paralelă care permite orice. Nu vedeți că sunt biserici în lume care ajung să căsătorească persoane de același sex sau așa mai departe. Deci este grav. Adică trăim o lume apocaliptică în care cei buni și cu cei răi se vor despărți la un moment dat, se va face diferența și va fi mare trecerea, știți, puntea. Vedeți, există o mică povestioară, sper să nu plictisesc prin ceea ce spun. Absolut deloc. În care un om urcase pe munte și tot satul băuse apă dintr-o fântână care a fost otrăvită. El era singur om normal, care când a coborât, toți ceilalți erau nebuni și îl considerau pe el nebun, că ei se considerau normali. Înțelegeți sensul? Cam așa se întâmplă și astăzi. Adică cei care sunt normali sunt considerați nebuni de cei care fac anomalii. Au ajuns tot felul de swingereli, cupluri care nu-și mai au... Nu vreau să-i critic, nu am dreptul. Dar înțelegeți ce vreau să spun? Adică ajungi că la un moment dat să depășești ideea aceasta de unde este familia, unde este tradiția, unde este folclorul, unde este identitatea ta ca popor. Păi dacă ți-ai pierdut lumânarea, ți-ai pierdut biserica, ai ajuns ca să nu mai fie căsătorie, că de fapt facem contract de colaborare, parcă îmi face parteneriat între două SRL-uri, toate aceste lucruri, atenție, toate aceste lucruri o să coste, dar pe cine o să coste? Pe cei care vor urma. Vor urma după noi pentru că ne pierdem identitatea și dacă astăzi mulți suferă, mulți copii, mulți tineri suferă, nu? Sunt cei care au avut probleme în copilărie. Ei nu s-au vindecat de traumele pe care le-au avut în copilărie când erau bătuți, când tatăl lor venea beat, mama îi poate neglija și așa mai departe și aceștia au devenit ați. Și traumele acestea, nefiind vindecate, apropo de suflet, și sufletul este cel care vindecă și mintea, se resfrâng în relațiile de căsătorie care, din păcate, dacă le urmărim și verificăm statisticile, vom vedea că în pandemie s-au produs cele mai multe divorțuri. Peste 50% din cuplurile căsătorite, ne spun cei din Statele Unite, să zic 40 și un pic, au divorțat. Acum vă întreb, aceștia aveau casă,
masă, avea o mașină, avea un job. Ce s-a întâmplat? Ce le lipsea? Că erau aceiași oameni care acum un an s-au jurat să iubesc și au devenit cei mai mari dușmani. Poate au avut vreme, părinte, să se analizeze nu, mai mult. Nu, știți ce le-a lipsit? Le-a lipsit Dumnezeu. Acolo unde lipsește Dumnezeu, este prezent răul. Asta înseamnă, de fapt, lipsa lui Dumnezeu în viața noastră. Prezența răului. Noi nu putem să înțelegem, credeți-mă, dacă ați venit să vedeți o exorcizare sau să vedeți imagini. Eu am câteva imagini în care o mamă cu un copil și-a făcut selfie și apare diavolul în poză. Adică sunt chestii care, sigur, sper să nu influențeze emoțional, dar sunt realități. Pentru că acești demoni care vin și îți posedă mintea, vin acolo unde au loc. Acolo unde există un om care se roagă, unde există sfințenie, n-au cum să rămână, pentru că, repet, sunt două lumi total diferite. Lumea de lumină și lumea de întuneric. Cei de întuneric trăiesc într-o suferință continuă și aici este iadul pe care îl trăiesc, pentru că Arsenie Boca, părintele Arsenie, spunea și raiul și iadul de pe pământ încep. Și ca să fiu înțeles de telespectatori, sper că nu vorbesc prea mult. Nu. Și poate era eu necesar. Tac pentru că vreau să vă ascult și odată cu mine și tu și cei care ne privesc, părinte, vorbiți. Un tânăr s-a dus la un mare duhovnic și a întrebat, părinte, există rai și iad? Există. Și zice, spuneți-mi ce e raiul și ce e iadul. Iar duhovnicul înțelept așa privind, urmai copiile, măi, ce mă întrebi tu pe mine de rai și de iad când, uite, tu habar n-ai cum să ții o lumânare în mână sau să-ți faci cruce. Și s-a enervat tânărul și a zis, cum vă permiteți ca preot să mă judecați pe mine? Și a zis, stop, acesta este iadul. Tu ești în iad acum. Câtă vreme te enervezi și suferi și plângi, acolo este iadul. Ce este raiul? Când râzi, când liniștea te bucuri, interioară, când e liniște. De fapt, ce înseamnă fericire, Doamne? Fericire înseamnă să fii iubit, să știi să iubești, să oferi iubire necondiționată. Știi, nu-ți dau dacă îmi dai. Și să ai această liniște. Știi, am acasă, mi-am creat așa, știi, mă așteaptă soția, copiii, sunt în echilibru, îi mulțumesc Dumnezeu pentru tot ce mi-a dat și că mi-a dat suferință. Să știți că suferința nu te ucide. Am trecut și mari duhovnici ai acestei țări au trecut prin suferințe. Când Dumnezeu vrea să te ridice, te bagă în iad, te bagă în suferință cu un scop. Și știți care e acest scop? Ca să te facă mai puternic. Un om care a scăpat de suferință, a trecut printr-o închisoare, a revenit și a reconstruit din cărămizile care au fost aruncate în el, a devenit mai puternic decât era înainte. De ce? Pentru că la puterea lui a zis, măi, dacă în frecvența care eram atunci, ca să folosesc același dicton, am greșit. Ce am învățat acolo, că Dumnezeu de fapt e altceva, atunci reușesc. Și atunci, ce înseamnă asta? Înseamnă că am învățat să iert. Am învățat să nu mai blestem. Am învățat să nu critic. Asta e un lucru extraordinar. Și am învățat, de fapt, să iubesc necondiționat. Și atenție, și le spun telespectatorilor, acolo unde vor întâlni oameni, indiferent că sunt medici, profesori, preoți, care vor vorbi de rău un alt preot sau un alt coleg, acolo nu e Dumnezeu. Dumnezeu este, înțelegeți, iubire? Eu cum pot să vă vorbesc de rău pe dumneavoastră? Sau să-mi dau cu părerea, fără ca să știu, de fapt, ce valoare aveți? Sau știți, fiecare om are un har. Or să nu uităm că și în lumea noastră există dușmănii, dar n-ar trebui să existe. De ce să existe? Câte vreme noi am făcut un jurământ să-L lăudăm pe Dumnezeu, să-L iubim și să nu judecăm. Pentru că dacă eu te judec, cu aceeași măsură voi fi judecat. De fapt, asta este legea Universului, despre care nimeni nu vorbește. Se întoarce tot. Se întoarce. Pentru că am ajuns, îngăduiți-mi, în această tonalitate, vreau să vă întreb, părinte, ce este moartea, de fapt? Cum ar trebui să o privim, cu teamă? Ce este dincolo de viață? Aici vor veni mulți să spună, păi nu s-a întors nimeni să ne spună. Eu spun că s-a întors. S-a întors, există în Biblie, nu? Lazar, cel Sfânta înviat. Sfânta Scriptură, da, ne spune. Există. Moartea este, de fapt, trecerea într-o lume de dincolo. Lumea de dincolo aparține deja sufletului. Sufletul este cel care va fi judecat, nu materia. Materia, știți cât valorează trupul nostru? Cât au făcut americanii? Au făcut americanii cât costă trupul. Au ars cenușa, au cântărit-o și au spus $2. Asta e valoarea trupului, materia asta, pentru care noi luptăm o viață, să-i dăm mâncare, să arătăm cine suntem. $2.
sufletul este cel care are valoare. Oamenii nu înțeleg că spiritul este mai puternic decât materia. Deci cele 10% de fapt sunt motorul care duc caresoria. Dacă motorul e stricat... 10 reprezentând emoțiile. Emoțiile. Spuneți. 10% emoțiile. Și atunci, moartea, de fapt, spuneți că așa cum te va găsi, așa vei fi după. Acum, vin sigur, sunt multe teorii și pro și contra. Eu încerc să vorbesc și din punct de vedere al științei și al teologiei. Sufletul care este nemuritor în ceea ce va fi găsit pe acest pământ, în acea stare va fi dincolo. Și vă dau un exemplu. Suferința care o are dincolo în suflet este următoarea. Dacă pe acest pământ ești alcoolist, patima alcoolului cum se stinge? Cu alcool. Te-ai stins, ai băut peste o oră, iară ți-e setă, iară. Acolo nu mai e de unde. Când ai trecut dincolo și această patimă te arde și este veșnică, atenție, să știi că ești în veșnicie chinuit și din ce în ce mai mult, asta este de fapt iadul care îți arde, că știi că e veșnic. Aici, știi, mă cer cu cineva, poate mă împac mâine. N-am pâine astăzi, dau sau mâine. N-am astăzi să fac pofta, dar poate mi-o fac mâine. Dincolo este veșnic. Dacă tu ai reușit în această lume să intri într-o stare de tristețe, de neîmpăcare cu tine și cu Dumnezeu, că de fapt asta este iarăși un secret pe care poate îl împărtășim într-o altă emisiune, moartea, de fapt, nu înseamnă decât o trecere de la materie la spiritual. La spiritual. Acolo va trăi sufletul ceea ce trebuia să-i oferi tu, adică tu ești casa lui. Dacă n-ai reușit pe acest pământ să o construiești frumoasă, acolo vei plăti. Oricum plătești și pe acest pământ. Să știți că nu există om care să facă rău și să nu plătească. Indiferent cine ar fi și cum s-ar numi sau ce funcție importantă ar avea. Am întâlnit oameni care au plătit grav pentru suferințele care le-au făcut și dacă nu le-au plătit ei personal, poate le-au plătit prin suferința copiilor. Și aici, iarăși, oamenii nu sunt de acord. De ce trebuie să plătească copiii pentru ce a făcut tata? Pentru că e moștenire genetică. Oare un părinte care zice, eu nu cred, nu? Eu sunt puternic, eu pe nu dărâmă și îl înjură pe Dumnezeu. Îl înjuri, ok. Dar când îl vezi pe copilul tău neputincios, te doare? N-ai cum să nu te doare. Deci, teoretic, ai transferat răul din tine celui care trebuia să-ți ofere iubire și tu să-i oferi. Și aici sunt schimburile despre care vorbim. Cel mai grav lucru pe care noi îl facem zilnic, atunci când ne rugăm, îl mințim pe Dumnezeu. Spune rugăciunea Tatăl nostru. Vă rog doar să vă amintiți un pasaj. Și ne iartă nouă greșelile noastre. Precum și noi iertăm greșelile noastre. Aș întreba pe credincioșii care poate ne urmăresc. Spun această rugăciune la biserică, o spun seara de seară și sunt într-o dușmănie cumplită, frate cu soră. Neconștientizând de fapt propria rugăciune. Păi nu marchează cuvântul? Nu este cel care creează cuvintele, sunt ființe vii, nu? Îmi iartă, Doamne, precum și eu iert, dar eu de fapt nu iert. Pe nu mint? Și după aceea, dacă eu îl mint pe Dumnezeu, mai vreau să mai aștept ca rugăciunea mea să se întâmple, să se împlinească, n-ai cum. Credeți-mă, m-am întâlnit acatiste și au venit oameni cu acatiste la biserică care se rugau să le moară, să moară, să facă, să... Cum poți să faci așa? Câte vreme ai astfel de gândire, n-ai ce căuta acolo. Sau să vii la biserică și după ce ești pe poartă să începi să mă judeci, mai bine stai acasă. Pe mine sau pe oricare alt preot. Sau noi vorbim, vrem spitale, nu catedrale. Reproduc sloganul, urlă lumea, vrem spitale, nu catedrale. Păi asta înseamnă că tu vrei ca să ai un popor bolnav, să-l umpli să-l umpli în spitale, câtă vreme în catedrală se vindecă suflete, oameni buni. Vindecați-vă sufletul, dacă vreți. Spovedanie sau ședință la psiholog? Care e diferența dintre cele două? Nu vreau ca să se supere psihologii pe mine. Psihologul are legătură cu tot ceea ce numim noi, știți, scurt circuitul din creier. Spovedania are legătură cu sufletul. Noi trebuie să împăcăm sufletul cu mintea. Cu emoția, din nou ajungem la emoții. Trebuie să împăcăm sufletul cu mintea. Sufletul este cel care are nevoie de ce? Să știe că este iertat. Aș vrea să facem o experiență odată în direct. Chiar aș propune o emisiune de genul acesta care cred că ar face o audiență maximă, un rating. Orice persoană din studio îl cântărim
și nu e truc, nici știre fake. Îl cântărim înainte de a-l spovedi și după ce îl spovedesc și îi dezleg păcatele, îl punem pe cântar. Veți vedea că i-a scăzut greutatea cu cel puțin 30-50 de grame. Și omul se simte mai ușor. Este științific, pe cântare electronic. Eu cred ce spuneți, pentru că am o prietenă care mulți ani de zile nu s-a spovedit și după mulți ani s-a dus, s-a mărturisit și a început vizibil, deși să scadă în greutate. Până nu, dar eu vă spun, se vede pe loc. Asta ce înseamnă? Că ceva s-a produs în tine, adică nu ai cum să dai jos, o să zic, a transpirat, nu? O să vină sceptici să-și găsească imediat. Nu există transpirat, punem aer condiționat, punem ce doriți. Sau la fel, sfințirea apei. Vin mulți, lăsați-mă cu vrăjeala asta, că argintul, că popa, că nu e adevărat. Hai să faceți. În timp ce eu zic rugăciunile, fără cruce, fără argint, cu puterea Harului și a lucrării Sfântului Duh, invoc eu puterea Sfântului Duh să se sfințească apa și invoc-o și tu. Pune apa la soare și las-o 7 zile și să vedem. Dacă apa mea rămâne pură și a ta nu. Și atunci vei vedea diferența. Care este legătura sau care este diferența între puterea lui Dumnezeu, Harul Divin, pentru că vedeți, apa are la fundul ei, Masaru Emoto spune că are memorie, nu? Apa devine binefăcătoare, apa devine sursă de vindecarea sufletului și sigur și multe alte tratamente care se fac acum și sunt tot felul de terapii, câtă vreme ea este informatizată. Atenție cu mesajul pe care îl transmiți. Atenție, Biblia ne spune că Iisus Hristos a transformat apa în vin. Să știți că am făcut un experiment de genul acesta în care am îmbătat câțiva studenți prin puterea mesajului pe care l-am transmis și am spus, apa aceasta este țuică. Au început să râdă și după vreo 10 minute se cam legănau. Și au spus, nu se poate așa ceva, adică am băut apă. Pentru că ea se informatizează, puterea apei este extraordinară. De aceea se spune că atunci când bei apă, înainte de a o bea, spune mulțumesc. Și apa va pricepe că tu i-ai mulțumit, ești recunoscător. Înainte sau după? Înainte. Înainte de a o bea. Și chiar dacă este ea cu microbi, veți vedea că se produc niște schimbări în molecule. Mulțumesc. Îți mulțumesc ție, Doamne, că mă pun la masă, că mi-ai dat bucățica de pâine, de salam, ce mi-ai dat. Îți mulțumesc că mi-ai dat apa. Alții ar vrea să o aibă și nu o beau din lac sau de unde. Câte vreme reușim să facem asta, lucrurile se schimbă. Eu am făcut studii de irisologie și cred că sunt singurul preot care, nu știu, nu vreau să greșesc, nici să mă laud, care citesc irisul. Vă pot citi, vă scanez și vă spun multe. Dar vă citesc așa din ochi întrebări. Legat de partea aceasta cu lumea paralelă. Păi, eu iau telefonul și cu telefonul fără fir vorbesc în America. Există wireless. Există unde, da? Nevăzute. Le vezi? Nu. Ați văzut wireless-ul? Nu, dar poți comunica. Așa există și aceste duhuri nevăzute care te pot stăpâni. De aceea, noi numim în termeni științifici, ca psihologi, bipolaritate. Adică există un om care este atât de bun, atât de iubitor și peste o oră e diavolul în persoană. Urlă, țipă, e aceeași persoană. Dom'le, cum se poate transforma? Ce se produce în mintea acelui om ca o oră, două, o zi, este perfect, mă iubește, mă strânge în brațe, a doua zi mă înjură, mă și lovește, mă și jignește. Deci bipolaritatea, atenție, este o boală pe care nimeni poate n-a înțeles-o și apropo de psiholog, mă duc la psiholog sau la preot, încearcă psihologii să o trateze, dar are legătură directă cu duhurile care te stăpânesc. Și fiecare om are un duh care îl stăpânește. Duhul mândriei, nu-l avem? Cum îți permiți tu mie să-mi vorbești așa? Duhul banilor. Pă, când văd bani, unii săraci tremură, nu mai știu de... Și sunt în stare să o vândă și pe mama și pe tata, numai să ia bea. Duhul rău, care te obligă să înjuri. Sunt oameni care, din 3 cuvinte, înjură. Deci, acestea sunt stăpâniri a unor duhuri necurate care nu le vezi, dar te stăpânesc. Și atunci noi ducem o luptă cu noi înșine ca să putem să ne redobândim echilibru. Am dat acest exemplu ca să revin la ceea ce m-ați întrebat, ce este sacroterapia.
De aceea aveți nevoie de biserică. Biserica este spitalul care vă vindecă sufletele. Și vorbiți de o importanță a cuvântului, părinte. Auzit, citit, păi vorbit. Asta naște vibrația. Luați ca exemplu, că au dat știința, exemple, 3 pahare de orez. Și îl dau și aici pentru toți cei care sunt acasă și nu cred. Și ca să revin și la apă. Puneți în ele apă, orez, orez și puneți apă. Unul puneți într-un colț acasă, unul puneți într-un alt colț și într-un alt colț. Unul dintre pahare îi spuneți în fiecare zi, frumosul meu, iubirea mea, ești frumos, dragostea mea. Și transmiteți mesajele acestea. Celălalt îl ignorați și celălalt îi spui numai cuvinte urâte. Du-te, fă, numai prostii, adică nu înjurături, cuvinte urâte, nemernicule. Da. Veți vedea că la interval de 3 săptămâni, cel pe care l-ai ignorat se stafidește să începe să miroase urât, cel pe care l-ai vorbit urât începe să se transforme și arată iadul din el, care l-a preluat prin mesajul cuvântului, și celălalt miroase frumos, încât nu-ți vine să crezi, îți dă și rădăcină. Și atunci te întreb, păi cum e posibil că din același orez, aceeași apă, am pus 3 pahare și diferența este colosală? Nu se poate așa ceva. Ce s-a întâmplat? Păi am creat prin cuvânt, am creat vibrație. Cuvântul cel mai important pe care eu îl folosesc și canonul cel mai mare pe care îl dau credincioșilor și rog să fie atenți, să-l respecte, este un canon dat în premieră la o televiziune și toată lumea, cei care ne urmăresc acum, sigur că se vor panica ce canon ne dă preotul acesta în direct și pe care trebuie să-l respecte. Să fiți fericiți. Asta este canonul pe care vi-l dau și atât de frumos. Îți poți dori ceva mai mult? Să fii fericit înseamnă să ai liniște. Să ai, de fapt, în fericire se regăsește iubirea, se regăsește sănătatea, echilibru. Și chiar dacă n-ai sănătate perfectă, să știți că sănătatea se echilibrează și celulele și organismul nostru în funcție de iubirea pe care o oferim. Dacă nu te iubești pe tine, cum vrei să te iubească Universul? Dacă tu nu dai nimic pe tine. Sunt oameni care nu dau 2 bani pe ei, dar așteaptă ca Universul să le răspundă. Păi dacă tu ai grijă de alții mai mult decât de tine, gândește-te că tu ești stâlpul. Dacă tu cazi, ce fac ceilalți? Aici este, de fapt, mesajul pe care l-aș transmite celor care ne ascultă. Să aibă mai mult grijă de ei, ca ulterior nu trebuie să fie egoist. Atenție! Ca eu devenim puternic să te pot ajuta. Vedeți, de multe ori cad. Sunt oameni care au parcat limuzină de câteva sute de mii de euro în fața spitalului și după 3 zile i-au scos în pungă. Părinte, pentru unii oameni fericirea constă în bani. Ce importanță există în plan material sau altfel spus, cât ar trebui sau spre cât ar trebui să tindă un om în plan material în viața lui? Iar e o măsură, mă gândesc. Scutați-mă. Adică oricine poate fi iertat. Se spune că banii, de fapt, sunt ochiul, știm noi cui. Da. Cel mai mare test pe care poți să-l dai unui om, fă-l bogat și vezi caracterul. Sunt mulți oameni bogați care s-au îmbogățit peste noapte și au uitat de unde au plecat. Tocmai ce vă spuneam, dacă vă amintiți înainte cu câteva minute de recunoștință, este foarte important să fii recunoscător și să fii milostiv. Când Iisus Hristos a dat fericirile și, de fapt, acestea ar trebui să fie principiile voastre, iubiții mei, fericire. Fericiți sunt cei curați cu inima. Ce înseamnă să fii curat cu inima? Adică să n-ai răutăți. Aceia îl vor vedea pe Dumnezeu. Fericiți sunt făcătorii de pace, că fiii lui Dumnezeu se vor chema. Adică eu ți-aduc pace. Fericiți sunt cei milostivi, că aceia se vor milui, aceia vor fi ajutați. Nu condamnăm bogăția. Nu condamn faptul că poate Dumnezeu ți-a dat mai mult, de ce ți-a dat? Ca să poți să-i ajuți și pe alții. Dar sunt unii care au atât de mult încât nu-i mai interesează ceilalți. Și vă dau un simplu exemplu, dacă mai avem timp. Avem, sigur. Eram într-un moment în care eu am venit în București în urmă cu câțiva ani și eram la semafor cu o mașină mai modestă. Și era luna februarie,
un om care, săracul, nu avea mâini și, repet, informația, sper să nu afecteze emoțional. Stătea și cerșea, era seara, erau minus 12 grade, chiciură, frig. În fața mea era un jeep frumos, la semafor. Și era un el și o ea, un tânăr și o tânăr, și îl cheamă pe individul acela care stătea, el cu membrele sale ștergea farurile de la mașini și oamenii îi aruncau așa câte o monedă, el se punea în genunchi și cu gura săracul lua bănuțul și îl punea acolo. Deci un act de umilință, putea să-l dea direct, dar îi arunca ca la un câine un os. Și în fața mea el și ea, repet, îl cheamă la geam, omul sfios, și îi dă un pumn în gură, el, ca să-și arate bărbăția, probabil să râdă. În momentul acela omul s-a dezechilibrat, a căzut, semaforul s-a făcut verde, cei din spate mă claxonau de, zici că era strada lor. Nu interesa că un om a căzut, un om care, plin de sânge, lovit și umilit de un... de o beizadea, sau cum vreți să-i spunem în termenii moderni, care a vrut să arate importanța, să-și arate el orgoliu masculin în fața unei domnișoare care probabil a rămas impresionată din moment ce a fost de acord cu un astfel de comportament. Oprind mașina, sigur că el s-a ridicat și când i-am deschis geamul, a vrut să... m-a claxonat, am pus avarii, în fine, au depășit, m-au înjurat, sigur, domnii care erau în spatele meu. Acel cerșetor a avut un dialog cu mine care mi-a schimbat viața și, credeți-mă, mi l-a schimbat definitiv din toate punctele de vedere. Deschid geamul și am vrut să cobor, repet, am văzut că era claxon, până la urmă omul s-a ridicat și zic, veniți la mine. Noi avem tendința, când vezi un om cerșetor, să-i vorbești la persoană, vino mă încoace, adică ai o aroganță de asta, sau te duci la un spătar, ia, dă-mi și mie trei berii. Stai, frate, că și un spătarul ăla, ăla e om. Faptul că e un spătar, te simți Dumnezeu că te poate servi, nu îl iei tu așa cu aroganță, dacă ai niște bani în portofel, trebuie să-l tratezi, că ești tu marele șef și el e slugă. Și-l chem pe... și zic, veniți la mine. Și zic, vă rog să iertați pe cei care v-au lovit. Îi curgeau lacrimi, mă emoționează momentul, pentru că l-am trăit din plin. Și zice, i-am iertat de mult. Nu e prima dată când mi se întâmplă. Zic, luați acești bani. Și aveam 50 de lei făcuți așa din 70 de lei, în fine, nu mai țin minte, și o pâine. Și zic, unde vă las pâinea? Că nu putea, neavând mâini săracul. Și zice, mulțumesc. Nu? Și i-am dat bănuții și zic, mergeți acasă. Mai ales când am privit, picioarele lui nu aveau nici Adidas și erau degetele afară. Și zic, vă rog frumos, nu mai stați că vă-i fric, mergeți acasă. Și a zis, n-am casă. Casa mea este bunătatea oamenilor. Atunci m-a impresionat și am început să plâng. Și am zis, dar nu mai stați, luați banii ăștia, cu ce să vă ajut să vin? Nu e nevoie. Și când i-am dat banii, a zis așa, n-am să uit niciodată, și am mai dat exemplul acesta, precum curg cerurile, că era chiciură, să curgă darurile divine și să fiți binecuvântat. Și a zis, un boda proste, care boda proste înseamnă mai mult decât mulțumesc. Atât de fericit am mers. L-am căutat a doua zi, a treia zi, cu haine, cu păpuci, cu... nu mai era. Am întrebat, stânga, dreapta, locala, poliție, domnule, nu știți un... imposibil să nu-l vadă nimeni, adică îl vezi așa câteva și dispare dintr-o dată. Și nu l-am întâlnit. Și îl întreb pe episcopul care m-a hirotonit, preasfinția voastră, ce poate fi asta? Am ajutat un om, l-am întâlnit, omul ăsta mi-a dat o binecuvântare. Și din momentul ăla am simțit că sunt alt om. Am simțit că, într-adevăr, curg energiile, adică curge binecuvântarea divină. Și îmi spune o vorbă pe care aș vrea să o țineți minte. Părinte, se întâmplă ca cel puțin o dată în viață să te întâlnești cu Dumnezeu și să nu-ți dai seama că e El. Și în momentul acela chiar m-a făcut așa, mi s-a făcut pielea găină, zic, imposibil, chiar așa. Adică eu, nevrednicul, ultimul om, ultima, vorba aia că
păcatele mele sunt mari. Și oricărui om, tu trebuie să fii smerit. Să nu uităm că părintele Cleopa spunea că e cel mai păcătos om de pe pământ, Cleopa Ilie. Am avut această onoare să-l întâlnesc sub forma unui cerșetor. Și am zis să nu uiți că cel puțin o dată în viață te întâlnești cu el. Oare de câte ori n-am avut ocazia să ajutăm așa? Sau poate am ajutat și după aceea ne-am dat seama că ni s-a schimbat totul, fără să ne dăm seama. Astea sunt testele vieții. Și de aceea, acel episod n-am să-l uit niciodată și mi-a rămas, cum să vă zic, voi vorbi despre el până când voi părăsi această lume. Pentru că mi-a schimbat viața. Mi-am dat seama atunci că, de fapt, eu sunt cel mai fericit om. Când vrei să fii fericit, privește în jos. Vezi orbii, vezi schiopii, vezi muții, vezi pe cei care cerșesc. Să știți că noi judecăm, ia, domnule, la muncă, ăla cerșește, n-aș vrea să fii în locul lui. Acesta să fie episodul care v-a condus către această misiune, pe această cale. Asta mi-a întărit convingerea că a face bine, a face bine și a ajuta oamenii, de fapt, înseamnă plata pe care ți-ai plătit-o tu la cântarul balanței, unde să pun păcatele, că nu sunt perfect, am și eu păcatele mele și le cer iertare celor care poate i-am supărat de-a lungul vremii, vieții, nu sunt perfect. Și dacă i-am supărat, să-i mai supăr, la fel, îmi cer iertare public. Și faptele bune, acestea de fapt sunt cele care ne pot ajuta la balanță. Să nu uităm că istoria a dovedit, nu? Am avut domnitori care prin faptele lor au ajuns sfinți. Nu vorbesc că mi-aș dori asta, dar prin ctitoriile de mănăstiri, de biserici, Sfântul Ștefan cel Mare a ajuns să fie declarat sfânt. Deși, iată, o altă parte a istoriei vine și ne spune și o altă parte a vieții și a alăturii umane. Maria Magdalena, să nu uităm că a fost o femeie care în acea vreme era contestată, iertată fiind și îndreptarea vieții ei, a făcut-o ca ea astăzi să fie o sfântă în ceruri. Sfântul Ciprian, care era vrăjitor, a ajuns sfânt și mulți alții. Adică astea sunt exemple vii care ne determină să înțelegem că nu avem voie să judecăm. Să lăsăm pe Dumnezeu să judece, că El este stăpânul Universului, este stăpân a tot ceea ce înseamnă bine și rău pe care îl ai. Să știți că rău care vi se întâmplă, dumneavoastră, celor care sunt acasă, este îngăduit de Dumnezeu cu un scop. Ca prin suferința ta, care este cel mai bun profesor, să te îndrepți. Și să știți că sunt mulți oameni care vin la biserică pentru că au suferințe. Dacă n-aveau și erau acum pe iahturi, credeți că mai veneau? Mm. Vedeți că suferința are și acest rol de a te îndrepta, de a te face să înveți că atunci când greșești sau dacă ai greșit și poate n-ai conștientizat, trebuie să repari. Și acele patru R: recunosc, regret, repar și revin la bine. N-am cum să recunosc, n-am cum să spun că recunosc din moment ce nu vreau să repar și n-am cum să toate aceste cuvinte de care v-am spus sunt legate una de alta, pentru că recunoașterea, regretul sunt de fapt tainele ascunse pe care Sfânta Spovedanie le are. Vii să te spovedești pentru că recunoști păcatul și îl regreți. Și în momentul în care l-ai recunoscut și l-ai regretat, aura ta începe să crească. Eu, de exemplu, v-am văzut aura, aveți o aură foarte bună. Și asta nu spun ca să zică lumea că am luat o razna, dar fiecare om, prin știință, prin iris, aura se măsoară prin vibrația sufletului. Câte vreme ați intrat, iată, am intrat într-o zonă de... Am putea vorbi până dimineața și nu ne-am plictisit. Câte vreme am intrat pe această zonă de frecvență în care, iată, vorbești, nu? Dacă te plictisește cineva, după 5 minute schimbi canalul. Aș vrea să le spun celor care ne urmăresc, această emisiune nu este pentru oricine. Și acest interviu este doar pentru oamenii care vor să evolueze spiritual. Cei care nu au... care contestă, care comentează, să dea pe desene animate sau pe altceva, că mai sunt și alte canale. Dar pentru cei care vor să evolueze spiritual, trebuie să înțeleagă că există sfinți
care ne ajută. Iar eu am adus și am promovat pe Sfântul Dorințelor, Sfântul Pangratie. L-am promovat ca fiind Sfântul care s-a dovedit a fi mare și gramnic ajutător, servat pe 9 iulie. Un Sfânt care s-a dovedit a fi gramnic ajutător este numit și Sfânt al sufletului, al inimii, pentru că el devine avocat al nostru în ceruri. Să știți că în icoana pe care o să vă doresc... Aici voiam să ajung, să ne vorbiți despre Sfântul și despre sfinții care sunt încă printre noi, pentru că eu am rămas conectată la povestea pe care ne-ați împărtășit-o mai devreme. Repet, nimic nu este întâmplător. Prin faptul că așa s-a, sigur asta ar trebui să o spun într-o altă emisiune, dar așa a fost rânduit de Dumnezeu că acest sfânt să ajungă la bisericuța Sfânta Maria din Lemn, din Vipera Voluntari, unde este racla Sfântului. Acest mare sfânt, unde voluntar, slujiți dumneavoastră, părinte? Da, unde sunt eu acolo? Sunt în canonul de rugăciune. Nu vreau să se înțeleagă că fac reclamă sau că, Doamne ferește, aș spune veniți la mine și nu mergeți la alții. Chiar le spun să mergeți la duhovnicii voștri, căutați-vă preoții care să vă dezlege sufletul de suferință. Dar vorbim despre sfânt, sărbat pe 9 iulie, acest sfânt al dorințelor, a făcut atâtea minuni cât eu, ca și preot, slujitor și mărturisitor a ceea ce vă spun, sunt impresionat de ceea ce aud. Iar, așa ca exemplu, scurt, nu vorbim de minunile care s-au petrecut când cineva trebuia să meargă la operație și când trebuia să-l opereze, medicii și-au făcut cruce și-au spus că așa ceva nu e posibil. A dispărut tumora care era sub forma unei nuci, nu mai există. Și acei medici au venit să vadă unde e biserica și unde mărturisea femeia că s-a întâmplat acest lucru. Adică sunt mărturii care le pot demonstra oricând. Vorbim despre un caz foarte actual, o bătrânică de 80 și ceva de ani. În fiecare lună avea o pensie de 9 milioane 10, dar ea venea cu 500 de lei și spunea, vreau să-i las pentru sfânt, să-i faceți raclă, să-i faceți baldachinul, să contribuie aici, că aveți nevoie. Și eu eram foarte jenat și am zis, nu pot să accept dumneavoastră dintr-o pensiuță, că n-aveți vorba aia, adică din puținul ăla, că sunt miliardari care nu interesează, să veniți să vă dați. Și a spus, nu, eu vreau să fac pentru sfânt, nu înțelegeți, eu cred în acest sfânt, pentru că mi-a ajutat copiii, se certau, erau să se divorțeze, am pus, de exemplu, icoana în casă, le-am rugat sfântul și s-au împăcat. Revin la ideea cu bătrânică. Și mă sună într-o zi, deci după ce a venit câteva luni, familia, că bătrânica mă cere să merg neapărat să o spovedesc, fiindu-i de altfel duhovnic și știindu-i toate poveștile vieții, marea suferință pe care o avea această femeie erau copiii, că nu erau realizați. Câte mame nu plâng, câte mame nu suferă pentru această neîmplinire. Și când m-a văzut bătrânica, era întinsă pe pat și zic, ce ați pățit, părinte? A început să plângă. M-am chemat să mă ajutați să intru în rânduială. Păi zic, dumneavoastră sunteți împărtășită, sunteți povedită, adică Dumnezeu vă iubește, mai ales prin ceea ce ați făcut. Și a zis, am simțit să vă chem, pentru că simt că nu mai am mult de trăit. Astea sunt mărturii, vi le spun public, pot să demonstrez, sunt cu Sfânta Cruce la gât, de nu spovești inventate, minciuni. O spovedesc și în timp ce se spovedea, zicea, Sfinte Pangratie, să mă ajuți când voi pleca din lumea asta, să ai grijă de copiii mei și să fii cu mine. Nu termin bine dezlegarea pe care o fac și strigă bătrânica, era lângă geam, uite, mi se face pielea găină. Uitați-l pe Sfântul Pangratie, vine după mine. Uitați, noi toți curioși, unde, ce? Vă dați seama, nu, la un moment dat și ți se face așa, unde, ce vedeți? Și zic, cum arată? Și mi-l descrie. Este cu barbă, are un veșmânt frumos cu cruce și zâmbește. Și credeți-mă, lucrul ăsta l-am văzut, familia poate confirma, se ridică la un moment dat, cât era ea de așa în cot,
Întinde mâna, Sfinte, îți mulțumesc. Și m-a tranșat de Duhul. A venit și a luat-o. Deci am văzut lucrul ăsta, uitați-vă, mi se face în coada pielea găină, sunt mărturii pe care le vezi și le trăiești. N-ai cum să vii să spui că astea sunt povești, acum că marketing, că încerc unii să... Ok, e și partea aceasta. Biserica are nevoie de susținere ca să supraviețuiască, așa cum are nevoie și spitalul și... Dar când vezi minunea, când vezi că recunoștința Sfântului, pentru că a fost ajutat din puțin una, să știți, banul văduvei pe care Iisus Hristos l-a dat exemplu, aia doi bănuți, au valorat mai mult decât alte talere cântărite. De ce? Pentru că au fost date din credință și iubire. Nu, cât costă icoana aia? Cam scump. E cam scump, domnule. Păi dacă e scump ceea ce e pentru suflet, de ce nu e scump când mergi să-ți cumperi masa de Paște sau când te duci la magazin? Și acum, sigur, sunt și oameni săraci, trebuie să recunoaștem, sunt oameni săraci. Dar acești oameni săraci, să țineți minte ce vă spun, poate au nevoie de pastile și merg la medici unde cumpără. S-au gândit vreodată că sărac ești de multe ori că accepți asta. Că dacă tu, de fapt, spui zilnic că ești sărac, vei deveni sărac sau te menții în această stare. Ești, de fapt, oglinda ceea ce gândești. Dar te-ai gândit, poate, că prezența unui sfânt, oricare, indiferent cum s-ar numi, că este Sfântul Pangrate, că este Sfântul Gheorghe, că e Sfânta Vineri, despre care urma să vă vorbesc și altceva mai departe, te-ai gândit că poate prezența acelui sfânt îți poate ție facilita sau ajuta trecerea de la stânga la dreapta? Să știți că am văzut minuni realizate prin puterea credinței și care sunt reale. De ce? Pentru că orice act de vindecare a sufletului și a trupului trebuie să fie conectat aici. Pastila pe care o au are o frecvență. Că se numește X sau Y, nu dau nume, dar pastila pe care eu o ingerez, de ce o ingerez? Cu gândul că dacă o iau, mă face bine, nu? 60% din efect îl am prin faptul că eu am crezut și mai departe intervine forța divină, dacă ești vrednic sau nu. De aceea, oamenii care erau consternați de frică și au pierit săraci prin această pandemie, n-au mai crezut în șansa. Sau poate s-au pierdut. Sau poate nu au lăsat. Până hai să vedem ce se întâmplă dincolo. Nu pot să judec eu, dar am văzut că frica, de fapt, este cel care este virgula care ne blochează perspectiva și la vindecarea sufletului, a tot ce înseamnă dureri. Crede că prin suferință, de fapt, îți arzi păcatele, mulțumește că o ai aici. Sună cinic, cum să mulțumesc Dumnezeu că sufăr. Îi mulțumesc Dumnezeu că o am aici și nu o plătesc dincolo. Și prin asta te purifici. Părinte, știu că aveți moaștele Sfântului Pangratie. Da. La dumneavoastră în biserică. Da. Cât este de important pentru un om să se apropie de aceste moaște? Nu, eu nu fac, ca să înțelegem, nu vreau ca să se înțeleagă că aș face reclamă unui sfânt. Orice sfânt, indiferent, mai ales că aici București este înconjurat de sfinți mari, mari. Sfântul Dimitrie Basarabov, avem pe Sfântul Nectarie și alți sfinți, nu vreau ca să uit vreunul. Apropierea de sfânt, oricare ar fi, înseamnă de fapt purificare a sufletului tău, încărcare, ca și cum aș pune un telefon în priză și el având baterie full, pot să-l folosesc. Adică sunt sigur că nu mă lasă atunci când am o conversație importantă și nu pot finaliza. În situația noastră, comunicarea pe care o am cu Sfântul este strict legată de ceea ce îmi doresc. Există oameni fără dorințe? Nu cred. Rugăciunea este o dorință și dorința este o rugăciune. Ori fiecare sfânt este definit. Nectarie, de ce este Sfântul Nectarie? Se spune că este ajutător în vindecarea anumitor suferințe trupești. Sfântul Pantelimon, la fel. Sfântul Dimitrie, se spune că este alungător de gânduri, de griji. Sfânta Parascheva, de la Iași. Fiecare sfânt are o anumită nișă, care sfinții tratează orice problemă. Dar așa cum există pastile, mă doare capul, iau
o pastilă de durere de cap, mă doare spatele, iau o cremă care o dau și se numește altfel decât pastila de cap. Așa și rugăciunile și sfinții sunt împărțiți. Sfântul Vasile este izgonitor de demoni, Vasile cel Mare, nu? De aceea se sunt molitvele Sfântului Vasile. Așa și Sfântul Pancrate este Sfântul Inimii, Sfântul Dorințelor. Știați că, de exemplu, Sfântul Efrem este Sfântul Diabetului, adică este cel care e patron la bolnavii care sunt și suferă de această suferință, da? Sfântul Efrem cel Nou. Așa și Sfântul Pancrate, poate necunoscut de mulți și poate n-au auzit și invit să vină la bisericuța noastră unde este un colț de rai, este și se spune că este biserica și a îngerilor, pentru că în timpul unei slujbe s-a arătat un fascicol de lumină care l-am surprins prin poze, prezent, era lume multă, unde citeam rugăciuni și lumea rostea rugăciuni împreună cu mine. Venind la Sfânt cu dorințe, noi avem o tradiție. Îți pui un bilețel, lași biletul la Sfânt și după 3 luni te întorci. În proporție de 80%, pentru că n-am ținut minte, ar fi ceva să țin minte, s-au întors și au mulțumit. Părinte, mi s-a rezolvat problema. De ce? Am scris. Și acum, dacă vreți să explic și științific, materializarea dorinței, vedeți că tot plin pixul ăsta, mă scuzați, materializarea dorinței în scris are legătură cu ceea ce urmează să proiectez. Noi ne-am proiectat ca această emisiune să avem, să aibă legătura cu tare, nu? Lumea care vă urmărește știe că la ora H este emisiunea dumneavoastră. Hai să ne proiectăm pe viitor ca peste o lună, peste o săptămână să fim fericiți și să ni se împlinească dorințele noastre, dar să credem în asta. Asta înseamnă proiecție, că eu îmi proiectez. Un om care este trist, mai crede în proiecție? Eu n-am cum să reușesc. El, de fapt, se condamnă singur la neșansă. Și dacă el n-a reușit, crede că nici cei de lângă ei nu vor reuși. Și aici, din păcate, sunt mulți care luăm exemple, dar de ce întotdeauna eu iau exemplu, eu care sunt un om bolnav, ca idee, ipotetic vorbind, iau exemplu pe cel care a murit de aceeași boală. Dar de ce să-mi le pun unul care s-a făcut bine? Ați înțeles că panica, mai ales la bolile grave, este cea care contribuie la adâncirea spre boală, nu spre eliberarea ei. Boala este o energie negativă de care trebuie să scapi. Știți cum se înmulțește boala? Pentru că tu, de fapt, vorbind zilnic despre ea, extinzi zona de energie, exact ca și cum ai mânca și stomacul se umflă. Ea încearcă să o ignori. Și le recomand, știți ce spuneam, mi-a plăcut foarte mult ce spunea un profesor de psihologie, luați-vă concediu 10 zile la probleme. Cerca, nu mă mai interesează nimic, 10 zile vreau concediu, nu mai interesează, nu vreau să știu nicio problemă. După 10 zile creierul zice, mă, dar asta chiar crede în asta. Chiar crede că n-are probleme și le elimină, ați înțeles? Sunt rețete pe care le-am dat așa pentru curățare. Părinte, ați vorbit de proiecții. Și știu că ceea ce nu este o proiecție, ci o certitudine, este că începând de mâine, telespectatorii noștri vă vor putea vedea în cadrul propriei dumneavoastră emisiuni. Se va numi Aducător de Bucurie, va fi duminica, de la ora 18. Ce ne puteți spune? La ce să se aștepte telespectatorii? Emisiunile mele care sunt și pe YouTube, bine, unele sunt mai reușite, altele mai nereușite, că eram poate prea obosit. Când vorbești cu multă lume și lumea îți plânge, spre ei multe energie. Dar pot să le spun că aceste emisiuni sunt dedicate pentru pansamentul sufletului. Acest lucru l-am făcut și am încercat să pansez sufletele oamenilor care au venit la biserică. Pentru că acolo am fost ajutat de puterea lui Dumnezeu și de puterea Sfântului, care este locatar, Sfântul Pancratie. Același lucru, în emisiunea respectivă voi vorbi despre Sfânta Vineri. Apropo de proiecție, un proiect pe care mi l-am propus ca această sfântă să ajungă în Ardeal. Este o poveste frumoasă a ei, cum a ajuns la mine și este sfânta care aduce iubire, poate nu știa lumea, că Sfânta Vineri, ziua de vineri, este ziua iubirii, ziua care te ajută să-ți găsești iubirea, să-ți găsești, de fapt, fericirea fără iubire doare. Să-ți găsești acel echilibru emoțional. Preoții au recomandat de fiecare dată joia să citească tinerii care vor să se căsătorească acatistul Sfântului Nicolae. Însă, Sfânta Vineri, Sfânta Iubirii,
cea care aduce iubirea, nu vorbim de alte păcate, vorbim de iubirea pură. Este ziua care este dedicată acelor oameni care vor să apeleze la penitență, să gândesc ce am greșit până la 35 de ani, până la 50 de ani, încât nu mi-am găsit iubirea, perechea sufletului, ce am găsit, ce am greșit. Și este ziua în care trebuie să te gândești ce am greșit și ce trebuie să fac ca să mi-o întâlnesc. Pentru că viața e așa de scurtă. V-aș dori tuturor celor care mă urmăriți să trăiți în această armonie, între această energie binefăcătoare și vindecătoare, atenție. Am văzut oameni foarte bolnavi care au reușit prin puterea iubirii să învingă orice suferință. Au ajuns pur și simplu să zică, eu m-am făcut bine prin puterea iubirii. Iubirii de Dumnezeu și iubirea pe care mi-a oferit-o familia, care în fiecare zi mi-a zis cât de mult mă iubesc și mă prețuiesc. Asta este, de fapt, ceea ce are nevoie sufletul. În fiecare zi soțul sau soția sau iubitul sau iubita să spună cât de mult te iubește, cât de mult te prețuiește, pentru că dacă te-a dat jos de pe piedestal o femeie, apropo tinere, care mă urmărești, sau tânărule, niciodată nu te va pune la loc și viceversa. Ai grijă să nu fii coborâtă sau coborât de pe piedestal. Întâlnesc multe doamne care plâng că sunt umilite. Eu nu vreau să încurajez divorțurile pe departe acest gând. Dar dacă vezi că nu e locul tău acolo, suferi. Suferința aceea să știți că se adună undeva și știți unde atinge? În locurile cele mai sensibile. Inimă, ficat. Doamne ferește! Ce poate să te ajute este puterea lui Dumnezeu care să-l schimbe pe acel om și poți să-l schimbi prin iubirea ta pe care o ai. Pentru că iubirea, știi ce înseamnă? Iubirea înseamnă să oferi fără să ceri. Iubirea nu se poate măsura, dar se poate oferi fără măsură. Părinte, știu că ați și scris niște cărți și știu că pregătiți acum o nouă carte. Despre ce este vorba? Da, am scris cele patru cărți, o carte tocmai se numește Te iubesc, cuvintele care au puterea de a schimba viața și pe tine însuți, de a schimba lumea. A doua carte, Tu mă iubești, este cartea care de fapt conține în ea câteva teste prin care oamenii care vor să știe dacă sunt iubiți poate să le facă. 135 de cuvinte care este de fapt manualul pe care nu trebuie să apelezi la horoscop. Deschizi manualul, acea carte și spune zilnic ce ai de făcut. Culmea că la toată lumea care a citit-o și o deschide, spune, doamne, parcă mie mi-a scris și s-a potrivit. Și cartea Sacroterapia, despre care am vorbit, Medicina Sufletului. Cartea pe care o voi lansa probabil de ziua Sfântului, 9 iulie, este De unde apare degradarea psihică. Este foarte interesantă. De ce? Pentru că vorbesc despre degradarea psihică. Când un om ajunge la degradare psihică, nu numai că își degradează stima, că i-a dispărut stima de sine, ajunge să se autodistrugă. Și dacă tu distrugi acest templu, care este posesor al unui dar divin, sufletul, atunci și sufletul și trupul au ajuns la un moment dat să se autodemoleze și omul și-a pierdut încrederea. Când ți-ai pierdut încrederea în tine și în Dumnezeu, ai pierdut aproape totul. Aproape totul. Adică să avem grijă să nu ne pierdem speranța. Vedeți că la ora actuală una dintre marile boli, ca să nu zic că cea mai importantă, este depresia. Vorbeam cu câțiva medici din spitalele de specialitate de psihiatrie. A spus, niciodată n-au fost atâția oameni internați pentru probleme psihice. Anxietate, depresie. Ce înseamnă să ajungi la această stare? Să-ți pierzi încrederea, să-ți pierzi speranța că pentru tine mai poate fi ceva bun. Și acest lucru înseamnă că ți-ai pierdut speranța, înseamnă că, de fapt, Dumnezeu nu mai crezi în nimeni și nimic și asta e grav. Dumnezeu este în tine. Dumnezeu este flacăra care este în ADN, nu-l lăsa să se stingă. Și nu crede niciodată în eșec. Sunt multe de vorbit, dar această carte cred că va fi de... Părinte, așteptăm cu mare interes apariția acestei cărți, însă aș vrea să vă întreb acum, cum să ne facem rugăciunea auzită? Există o rugăciune specială pentru vindecarea de boală
sau alta, știu eu, pentru vindecarea sufletului? Așa cum vă spuneam că există pastile pentru fiecare suferință, există un manual pe care îl găsiți tot la noi. Noi am scos prin editură, se numește Dezlegarea celor 7 noduri. Cartea care conține dezlegările nodurilor vieții, rugăciunile și acatistele, sunt împărțite. De exemplu, când te rogi Sfântului Pantelimon, te rogi pentru că ai o suferință fizică. Când ai o casă unde auzi zgomote, te rogi acatistul Sfântului Vasile. Când, sau multe alte lucruri, eu am moștenit de la Părintele Ioan Iovan, de la Recea, Mănăstirea Recea din județul Mureș, Dumnezeu să-l ierte, un mare duhovnic pe care l-a avut Ardealul. Și care nu este prea cunoscut, le recomand celor care vor să ajungă acolo la mormânt. Am moștenit câteva rugăciuni de dezlegare a farmecelor din 1900, anul 1900, pe care mi le-a dat și le-am republicat într-o carte numită Dezlegarea celor 7 farmece, care conține și un de lemn sfințit de la Sfântul Pangrate și așa mai departe. Fiecare om care are o anumită problemă trebuie să rostească anumite rugăciuni. Se știe că lunea este pentru Sfinții Arhanghel, Mihai și Gavril. Marțea, unii preoți recomandă pentru Sfântul Pantelimon, alții Sfântul Anton, Miercurea este Sfântul Mina, Joia Sfântul Nicolae, Vinerea este Sfintei Parascheva sau Buna Vestire sau noua sfântă despre care vă voi vorbi. O rugăciune universală pentru îndeplinirea dorințelor există? Cea mai puternică rugăciune pe care o putem rosti în două cuvinte și care o poate face toată lumea este: Doamne, iartă-mă. Până nu vei începe cu această rugăciune ca să fii iertat, o să tărăi 100 de rugăciuni, pentru că rugăciunile pe care tu le spui până n-ai obținut iertarea, n-ajung unde trebuie. Rugăciunea puternică pe care trebuie să o rostim înainte de a începe este rugăciunea de sfințire a minții, de care vorbea și prea fericitul: Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Această rugăciune este de sfințire a minții. Apoi Psalmul 50 este psalmul de pocăință: miluiește-mă Dumnezeule după mare mila ta și după mulțimea îndurilor tale, șterge ce? Fără de legea mea. Fără de legea mea. Mai vârtos mă spală de păcatul meu și mai departe. Și păcatul meu îl curățește. Vedeți? Exact ceea ce vă spun are legătură cu ceea ce vorbeam. Curățește-mi păcatul. Adică curăță-l. Eu numai după ce curăț păcatul și îmi fac curat în casa sufletului, pot să mă adresez forțe divine să mă ajute. Câte vreme sunt în morcilă și am deasupra mea păcatele, n-am cum să mă împac. Înțelegeți ce? Adică e simplu. Aceasta este cea mai puternică rugăciune, pe care orice om nu trebuie să știe carte. Sunt unii oameni care nu știu să citească. Dar poate să zică: Doamne, iartă-mă, Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Și apoi, sigur, rugăciune pe care le-au recomandat Sfinții Părinți, rugăciunea inimii: Doamne Iisus Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă și mântuiește pe mine, păcătosul sau păcătoasă. Însă, eu mai aveam o rugăciune foarte frumoasă pe care am moștenit-o. Doamne, ajută-mă să fac ceea ce nu pot face eu. Adică ajută-mă să fac ceea ce nu pot eu să fac. Adică nu pot să-mi dau mie sănătate. Dar tu mi-o poți da. Tu știi de ce am eu nevoie. Nu pot să-mi dau eu fericire, dar tu știi că am nevoie de ea. Dar toate aceste daruri se dau după vrednicie, să știți. După felul în care tu știi să te comporți și știi să întorci. Eu nu cred că există om pe fața pământului, dacă a primit un beneficiu de la cineva, sigur, mici excepții, cei care sunt lipsiți de noțiunea de caracter. Dacă eu te-am ajutat, ți-am făcut un bine, să nu ai respect față de mine, să mulțumești. Asta vrea de fapt Dumnezeu. Nu-și cere să faci canoane, 100.000 de canoane, 100.000 de nu știu ce, ca să te împovoreze și să te facă să te simți vinovat că n-ai reușit să le faci. Își cere să fii un om curat cu inima. Dacă pot să te ajut, să te ajut. Și aș vrea să amintesc ceea ce spunea Părintele Arsenie Boca. Și vă rog să rețineți. Nu te va judeca Dumnezeu atât de mult pentru păcatele tale, cât te va judeca pentru binele pe care îl puteai face și nu l-ai făcut.
Câți oameni nu puteam să facă bine? Câți oameni n-ar fi putut să facă un bine și nu l-au făcut? De ce? Pentru că răutatea este pomul tuturor fără de legilor. Iisus Hristos a vindecat orbi, a vindecat bolnavi, a înviat morți. Un singur lucru nu a reușit să-l facă. Să-i vindece pe oameni de răutate. Pentru că răutatea este pomul tuturor fără de legilor. Și să țineți minte, răutatea și bunătatea sunt cele două lumi. Dacă ești rău, să nu ceri bunătate de la Dumnezeu, că nu o primești. Poți să te duci 100 de preoți. Din nou, ce spuneați la începutul emisiunii, că sunt alte, e diferență de nivel și atunci exact. Nu poți să accesezi atunci, bunătatea din moment ce tu ești rău. Închei cu ceea ce spunea Părintele Ioan, Dumnezeu să-l ierte. Spunea, tinere, când vei ajunge preot, spune-le oamenilor, că în fața bunătății și diavolul stă în genunchi. Părinte, să țineți minte asta. Ține minte, mulțumim pentru această ediție specială. Dați-mi voie să vă urez succes în, în aceste emisiuni pe care o să ni le pregătiți și bine ați venit în familia Etno. Mulțumesc din suflet, să fiți binecuvântați și închei cu același canon pe care îl dau tuturor celor care ne-au urmărit și ne urmăresc. Să fiți fericiți. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Doamne ajută! Doamne ajută! Rugăciune, smerenie și nădejde, jertfă, credință și sacroterapie. Primiți daruri pentru suflet și regăsiți pacea inimii în fiecare duminică de la ora 18. Aducător de bucurie. O emisiune prezentată de Părintele Profesor Emilian Prodan. Vă dau un canon pe care vă rog să-l respectați toată viața. Să fiți fericiți și Dumnezeu să vă binecuvinteze.